Salut, oameni, și este un episod direct de pe Cariera cu Steaua. Episodul ăsta continuăm. Grupa din Champions League o terminăm probabil, cum veți acolo, știți, episodul trecut am jucat cu Borussia Mönchengladbach, unde i-am bătut 4-3, Tavi Popescu 4 goluri după ce a fost folosit în spatele vârfului CAM. Astăzi, după moment, continuăm. Azi e un pic calendarul, avem meci cu Iașu, apoi avem tot cu Iașu în cupă, cu Hermannstadt și apoi iară cu Borussia Mönchengladbach. Ok. Meciul ăsta nu e așa important, dacă nu-i în cupă, băgăm echipa a doua, Quicksim, și hai să dăm 0-0 în campionat cu Iașu, merge pentru echipa a doua, e ok. Însă acum vine meciul din cupă, care este mai important. Meciul din cupă cu Iașu îl vom aborda cu prima echipă, aș zice. Înghezana va intra, că e mai odihnit, și Andres. Medina rămâne prima echipă pentru că avem nevoie de victorie în cupă. Câștigăm greu 2-1, Tavi și Dumitrescu marchează. Însă e bine că am câștigat și avem meci cu... Mergem în semifinale alături de Ucluj, CFR și Petrolul. Ok. Meciul cu Hermannstadt din campionat îl pierdem 2-1. Jipa și Paraschiv scriu pentru ei. Nu știu ce se întâmplă în campionat, de nu ne mai ies meciurile. Însă vine meciul acum din Champions League cu Borussia Mönchengladbach. Asta este echipa pentru meciul cu Borussia Mönchengladbach. Tavi Popescu trece din nou în spatele vârfului, Krate Mahar în dreapta și Coman în stânga, și va juca Al Hassan în locul lui Ponceau, care este un pic obosit. Așa că pe Borussia Park, play match, hai Steaua! Medina face penalti, nu se poate, nu înțeleg ce-i cu el. Parcă încep să regret pe Stones un pic, dar poate Hermansson. Cum n-a scos-o? Elanga deschide scorul. A fost aproape Hermansson oricum. Tavi Popescu vede bine pe Pavlidis. Rămâne și scrie, grecul nostru din atac restabilește egalitatea. Bine, mă, Pavlidis acolo, puternic atacantul nostru, a rezistat atacului de la fundaș și este egal din nou. Tavi Popescu cu un asist. Bine, Hermansson, Medina nu-i la locul lui, nu știu ce face. Medina, ai greșit iar, Ignato! Marchează Borussia și face și noi niște schimbări. Iese Krate Mahar, intră Hauge. Neres, scapă, David Neres. Elanga, 3-1 Borussia Mönchengladbach și noi trebuie să ne dăm pe ultra-atac din nou. Altfel nu mai avem șanse. Ok, hai să vedem. Olaru rămâne la minge. Ponceau! N-ai, mă, că nu a fost fault. Prima echipă la meciul cu Ta, 3-1 îl câștigăm, asta e bine, Coman, Pavlidis și Andres Dumitrescu marchează. Vin meciurile naționale pe care le vom simula din calendar și apoi revenim din nou în Champions League. Cu voluntariu în campionat îi bate în 2-1 Ponceau și Krate Mahar. E bine că am câștigat aici, și vine meciul cu City din Champions League, care va decide dacă vom câștiga, probabil suntem calificați mai departe, dacă nu vom vedea. De pe meciul cu City de pe Etihad Stadium și noi suntem pregătiți, avem nevoie de victorie, asta ar fi o victorie imensă pentru noi dacă am reușit acest lucru. Recuperăm frumos, Tavi, în fața golului Octavian Popescu deschide scorul cu City repede, minutul 3, ca și meciul de acasă. De acum trebuie să menținem însă această distanță. Aia zic. Stuart Howard
you assess what we've seen? Yes, they defended really well all over the pitch. Their work rate and discipline has been excellent. Oi, Haaland, ce pas a dat! Nu, Medina! Pantea face penalti până la urmă. Și e roșu oare? No, e roșu. Și s-ar putea aici să se ducă meciul. Medina a fost, uai de capul meu, ce să-i facă la aia? Nici o șansă Hermansen, Pantea roșu din păcate, aici s-ar putea să se ducă meciul. Va intra, hai mă, Nagida, să vedem ce face Nagida. Ețe Al-Hassan. Din păcate ne egalează City, dar mai grav este că am luat cartonaș roșu când echipa mergea foarte bine, descurcam. Însă șanse mai sunt. Nagida. Odă ne-a făcut acolo din păcate. Nu, Haaland. City prea conducerea. Din păcate. 2-1. Hai mă! Băi, suntem așa aproape să avem șanse. Hai acum, Ponceau. Hai mă, mereți pe contra-atac careva. Îl vede pe Rodriguez. Bună pasă, Coman. La Pavlidis. Cam asta a fost. Pierdem cu City, deși nu cred că meritam. Egalul era cel mai echitabil, pe părerea mea, ne-am descurcat foarte bine, zic eu. Acolo s-a rupt la roșu ăla. Nicio problemă. Da, hai să dăm aici, să le creștem la best pentru că au jucat bine, zic eu. După părerea mea, am jucat foarte bine. Doar 2-1. Și trebuie să batem Celticul neapărat. De un pic ce s-a întâmplat în ăla al meci. Un egal ar fi fost perfect. Câștigă Celtic. Noi dacă batem Celtic, suntem cam ca și calificat. Nu cred că Borussia Mönchengladbach va bate pe City. În orice caz, vezi că ne-am descurcat bine de tot, zic eu. Ok, hai continuăm în campionat meci cu Iași, Coțelu, Faru. O veste foarte bună pentru meciul cu Celtic. Bisek își revine din accidentare. Asta e excelent, zic eu. Simulăm cu Iașiul egal, iară, din păcate, doar nu putem bate Iași și Rapidul pe prim loc în campionat, ceea ce nu-i prea bine, că ar fi bine să câștigăm și campionatul, zic eu. Meci cu Oțel urmează. Avansăm. Nu ne mai permitem pași greșiți. Ăștia din apărare sunt morți. Morți de tot. Bisek încă nu-i 100%, intră Hansen. Simulăm și cu Oțelul, 3-3, încă un egal, nu-i bine deloc ce se întâmplă. Prima echipă cu Faru, chiar dacă vine meciul cu Celtic, aveam nevoie de victoria asta, Olaru și Coman. Și acum ai momentul. Din păcate, Bisek nu este apt de joc. Asta este, va juca cu Nghezana de data asta, nu cu Ibrahim. Aceeași situație. Și va intra Kratemacher. Ba nu, cu Ponceau a mers bine acolo. Ponceau și Baba aici. Medina, Rodriguez, Andres în dreapta. Da. Este ok. Dăm play match cu Celtic pe Arena Națională. Suntem pregătiți să ne calificăm în primăvara europeană. Star match pe arenă. Suntem pregătiți. Ba nu, acum e star match. Suntem pregătiți să batem Celtic-ul, să-i zdrobim tare, trebuie să-i zdrobim tare de tot. Nu cred că Mönchengladbach va fi în stare să o bată pe City.
Pavlidis apără Morales. Wow, bun șut al lui Octavian. Pavlidis! Ce lovitură cu capul! Puternică și deschide scorul, minutul 5. Bună lovitura asta de cap a lui Pavlidis. Puternică. N-a avut ce să mai facă portarul lor, aia zic. Coman pasă la Octavian. Popescu, Tavi, în careu. Tavi, mă! 2-0, minutul 15. Steaua este în cărți pentru calificarea în primăvara europeană după o pauză de o grămadă de ani. Titi deschide și scorul cu Borussia. Egalează Borussia, de fapt. Oh, n-aș fi zis. Nu, roșu iară, nu, ai bă, Rodriguez ia roșu, nu e bine ce se întâmplă, sperăm să nu se întâmple ca meciul trecut, dar totuși avem 2-0 și nu jucăm cu City acum, asta este diferența. Intră Nagida, n-avem ce face. E Octavian, i-o dă lui Pavlidis, Coman, nu, apăra Morales, mă, nu-i problemă. Nu că a fost la minge, nu-mi da penalti. Ne fură arbitri într-un hal, nu se poate așa ceva. Hai, Hermansen, avem nevoie de tine. Nu, mă. Celtic marchează și se complică lucrurile rău de tot. O, scapă Pavlidis. Bară. Puh! Hai, demarcam aici ce liniștit eram. Recuperăm. Ponceau. Mamă, cum a luat-o ăla, nu cred. Palma scapă. City marchează, la momentul ăsta suntem calificați mai departe la scorul ăsta, dar totul ține de noi, trebuie să ținem scorul. Nagida, bună vitezare, i-o dă lui Coman, mai departe Tavi, păcat că am dat pe centru. Nu e bine, drame. Hermansen, bravo, mama, am crezut că e gol ăsta 100%, mă promit. Pavlidis, plecăm acum. Ăsta e momentul, Florinel. Hai, Florinel! Marcăm și suntem cel mai probabil calificați în primăvara europeană. Steaua întoarce scorul cu Celtic. Asta zic, Florinel, omul potrivit la momentul potrivit este. Perfect. City mai marchează 3-1. E gata, calificare se strigă la București. Locul 2 într-o grupă mai ușoară părea la început, dar n-a fost așa. Totuși să nu ne lăsăm că e Celtic care scrie încă o dată, ok. 3-2, mai sunt 5 minute în care trebuie să rezistăm. Vom pasa. Olaru, Medina. La Înghezana. Medina. Înapoi la Hermansen.
Pierde mingea. Nu! E peste! Și gata, s-a terminat acum, orice ar fi, nu mai contează, ne-a tremurat un pic tot. Mai sunt câteva secunde, ne calmăm și dă, o să dăm bubuială în față, Hermansson. URF. E gata, mă! Calificare, Steaua, mai departe în Champions League. In the knockout stages, Reghe dă mâna controlului Celtic, totuși care se mulțumește cu locul 3, zic eu. Wow, 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 wow. Hai să dăm interviul. E perfect ce s-a întâmplat, fix cum trebuia. Bravo, Reghe, felicită-i pe băieți. E bine ce s-a întâmplat, Pavlidis marchează și trece mai departe, în sfârșit trece mai departe de grupele Champions League. Era și momentul, hai să vedem și cu cine am picat, 24 de milioane am luat ca în trecut de grupe. Cu cine am picat oare, nu se știe încă, Juventus, Steaua Juve în Champions League, ok. Da, greu de tot s-a întâmplat. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, share și subscribe. Am fost AX Minenta viitoare în optimile Champions League. Pa, pa!